O întrebare mi s-a părut interesantă. Ce este rău în a bârfi? Hai să vă citesc din Proverbe. Spune în capitolul 13, cred. Da, în 10:18. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Vouă vă place să povestească alții despre voi? Cu siguranță nu. Feriți-vă, zice în Matei 18, să nu defăimați că îngerii vă părăsc. Scrie în cartea Eclesiastul, în capitolul 10, versetul 20, partea finală, să nu vorbești nici în odaia în care te culci, că s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol în aripat să-ți dea pe față vorbele. Este o nebunie să bârfești din mai multe motive. Dar ce n-ai altceva mai interesant să vorbești? Îți face plăcere să vorbești rău de cineva? Înseamnă că ai un loc rău. Ești ca un coș de gunoi. Ce știți voi de albine și de muște? Albinele se pun pe gunoi. Da, muștele. Deci numai o muscă se mută de la gunoi la gunoi. O albină se mută de la floare la floare. Poate ați auzit de sitele lui Socrate, filozoful grec. 3 site. O să, dacă vrei să spui la cineva, ceva la cineva, mai întâi pune 3 întrebări. Prima, ce vrei să spui este adevăr? Ai verificat? Păi nu, că am auzit de la cineva. Atunci să spună cine o știe. A doua sită. Eu sunt persoana căruia trebuie să-i spui? Mă privește pe mine? Dacă nu mă privești pe mine, ce să-mi spui? Și trei. Acum e momentul în care trebuie să-mi spui, dacă nu-mi spui, nu putem dormi amândoi în seara asta? E păcat și să asculți bârfe, nu doar să le transmiți. A răspândi bârfe înseamnă a împrăștia pene, mai cum să le aduni? Le duce vântul. Feriți-vă de așa ceva. Este josnic să vorbești de rău pe altcineva. Asta denotă răutate, nepricepere. E păcat. Nebunie, cum am citit aici. Sunt lucruri frumoase care pot fi vorbite de cineva. Despre cineva, nici de cum de rău. Fiți albină, nu o muscă ce umblă dintr-un gunoi în altul.